Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe 18 sau 19 octombrie și e foarte devreme încă, dar azi trebuie să termin toată lucrarea la albinuță. Și să începem să vedem ce mai e prin stupi. Să vedem cum stăm cu albinuțele. Aici avem niște rame. Aici avem niște fum. Și să vedem ce vom face azi. Avem niște rame numai bune pentru dezvoltare la primăvară. O să duc catul la locul lui, o să îndepărtăm catul de data asta. Ia, avem și miere pe aici. Așa. Astăzi o să fac un pic mai multe filme. Am apucat de vreme, așa că vom avea timp. Ducem catul pe poziția de iernare. Am dus patul pe poziție, l-am îmbinat bine și aici avem albinuțele. Ia. Să vedem, prima dată se iau ramele de după diafragmă. Stați, fetițelor, în stup. Scoatem ramele care nu mai trebuie. Uite, albine care stau după diafragmă, dar nu mai le lăsăm. Restrângem și cuibul la cât e nevoie. E un pic răcoare pentru ele la ora asta, dar e ultima lucrare. Scoatem ultimele tratamente. Astăzi e ultima zi în care la mine vor fi 20 de grade, așa că dacă nu fac azi, nu terminați lucrările, după aia e mai complicat, dar sper că până de seară se termin. Și
Și au făcut treaba aceste tratamente. A fost foarte mult varroa anul acesta. Dar îți mulțumit așa cum arată albinele pentru iarna. O să fac o împachetare simplă anul ăsta, nu mă mai complic prea tare cu diferite materiale. Așa. Și acum eu n-aș vrea să le deranjez prea tare. Vreau doar să fac ghemul de iernat, adică să ierneze albinele și să verific câtă miere e. Strângem, iată. Aici nu prea e albină. Ăsta va ierna undeva pe 4 rame, să zicem. Ați cam perie. Supără ele un pic, da. Asta este. Vreau să mergem mai departe. În această perioadă se pot face și unificări. Nici această ramă nu rămâne. Nu prea sunt mulțumit eu de cum arată ăsta și am să-l unific. E o matcă mai în vârstă și acum mă gândeam că nu prea are albină cine știe ce. Ia să văd câtă mâncare are pe această ramă. Nu sunt rame prea strălucite. O să-i caut să-i aduc ramă cu mâncare. La prima dată să-i caut matca pe care o voi elimina. Aici are mai bine mâncare. Nu mai e cazul de puiet în stupina, acum la mine nu mai e puiet. E un lucru bun că dacă era puiet, nu prea își făcea efecte tratamentele.
căutăm pe mătcuță să o eliminăm. Trebuie să fie ea pe undeva. O avem aici. Am luat-o și am eliminat-o, da? Scăpat de mască. Bun. Și acum pregătim stucul pentru a-l unifica. Așa. Pentru a-l unifica am nevoie de o diafragmă. Punem prima dată diafragmă de izolare. Așa, mai mi-ar trebui acolo o ramă. O ramă cu miere. Mai grozavă așa un pic. De-aia voi face altă zi. Acum să adunăm un pic ramele. Așa. Aici trebuie să aduc miere. I-am cam necăjit acum, dar e mai bine pentru ele ceea ce fac eu acum. Și acopăr un pic ca să se adune albina. Până se adună albina. Așa. Până se adună albina, am altceva de făcut. Mai punem aici la fund niște castoane. Hai, punem cartoane să facem fumul, că trebuie fum.
așteptăm acolo Albina să se adune și până atunci se fac o diafragmă de unificare. Trebuie să aducem un nucleu cu matcă tânără. Bun. O diafragmă de unificare este aceasta. Numai că ele s-au cam stricat, să zic așa. Și voi tăia la dimensiunea stupului, încât să încapă exact în lada acolo unde vreau eu să o așez. E nevoie de aceste unificări, mai ales că nu mai vreau să am așa multe colonii, am mai rărit și n-are rost să țin o colonie mai micuță așa, decât dacă are matcă tânără. Dacă are o matcă pe care eu mi-am pus în gând să o schimb, atunci e numai bine să le unim cu un nucleu. Această diafragmă are aceste ochiuri. Aici trece Albina, aici doar mirosul. Și punem această diafragmă. Deja se aude Albina a simțit lipsa mărcii, au început să plângă. Punem această diafragmă, să vedem dacă se potrivește. Mai tăiem un pic. În anii precedenți nu făceam aceste unificări. Dar acum am să o fac. Așa, am pus diafragma. Acum mergem să aducem un nucleu, așa, acestea vor sta aici frumos, pe patru rame, să aducem un nucleu. Să mergem să aducem un nucleu acum. Avem aici... Aici avem 3 nuclee, avem. Au fost 4, unul l-am luat deja. Așa. Aici avem un nucleu. Un nucleu frumos el. E... Să zic că are Albina pe 3 rame, dar vom vedea.
E o matcă tânără de anul ăsta, obținută prin transvasare. Și o să-l ducem acolo. Deci o matcă tânără a reușit să facă albina cât o matcă bătrână. Și acea matcă a avut la dispoziție, să zic așa, tot anul, în timp ce acest nucleu a avut timp doar câteva luni. Eu nu știu când i-am făcut, cred că în iunie au fost făcuți. O particularitate la acești nuclei este că n-au mâncare, dar albinare suficientă. Bun, la acest după a trebuit să vin cu două rame babane de miere. Am miere suficientă la alte colonii. Ducem nucleul frumos. În acest stuc mai câștigăm acolo un două rame de albină. Mătcuța e aici. La final, când va fi organizat, va fi undeva pe 6 rame. Va ierna undeva pe 6 rame. Aici avem două rame de albină. Sunt două rame de albinuță și e numai bun pentru a suplimenta, să zicem așa. Uite, o ramă bună cu miere și mai aducem una din asta, așa plină cu miere, și va fi suficient. Aici au mai rămas câteva albinuțe, hai că le iau și pe ele, dar de acum nu prea mai se vor mai deplasa înapoi, nici nu le va mai permite timp. Chiar dacă e soare, albinile nu prea mai zboară. Aici mai avem încă doi. Putem să ne folosim și de aceștia doi. Aici avem unul mai micuț,
aparent e mai micuț, e destul de frumușel și ăsta. O să dăm la altul sau vin cu ăsta de aici, vin lângă el. În funcție de cum am nevoie, o să-l folosesc. Bun. Acum acolo în partea respectivă unde am făcut unificarea le las așa 2-3 zile. Deci aici treaba e făcută, va ierna pe 6 rame după ce îl voi strânge bine. O să strângem bine. Iată, mai trebuie o ramă cu mâncare și el va ierna în 6 rame, o să strâng. Bun, mătcuță tânără tot. Treaba o să fie bună. Așa, cam asta am făcut la acest stup. Acest stup, cam asta am avut de făcut. Îl învelim, încă nu e împachetat pentru iernat. Ăsta mai lăsăm 2 zile. După aceea îl împachetăm. Bun. Trecem mai departe. La următorul film vom trece mai departe. Acum atâta. Mă duc să așez ramele și după aceea continuăm.